Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod din Eurotruck Simulator 2. A trecut ceva timp de când nu am mai postat pe YouTube și am ceva lipsuri și emoții în ale vorbitului, în tainele vorbitului. Bun, haideți să începem cu ce trebuia să încep. Avem aici un apucat camion vechi. Mai anume, camionul nostru autohton, făcut la Brașov, Roman Diesel. Practic, cu brâcla asta de camion s-a, pentru cei care nu știți, s-a construit o mare parte din România pe timpul comunismului. Unii spun că au fost camioane foarte bune, alții, din contră, le înjură și nu vor să audă de ele. N-am cunoscut niciodată așa ceva, deși, de fapt, e impropriu spus dacă am cunoscut, nu am mers niciodată cu așa ceva, știu că aveam bunic de-al meu, însă nu m-am urcat în el și doar atât. Însă, Eurotruck-ul vă va acorda această șansă de a mă plimba cu clasicul nostru. Bun, hai să-i dăm și... Ok. N-are rost să-l mai turesc pe loc pentru că face foarte, foarte mult zgomot. O să încerc să plec de pe loc. Deși pleacă foarte, foarte lent și trebuie să-l ții din ambreiaj destul de bine. Are o putere de 217 cai, parcă, sau 270 de cai, nu mai știu sigur. Vă dați seama, eu am remorca de 17 tone. Practic, raportul de putere-greutate e foarte, foarte nașpa. Mi se pare destul de interesant făcut. Simpluț, dar destul de ok. Ceea ce nu-mi place însă, nu cred că e de la combinația mea de moduri ce am făcut-o. Ia, să-mi bag și GPS-ul virtual. Bun, după cum ziceam, nu cred că este în cauza mea. Chestia la oglinzi, uite, și în oglinda stângă mică și în oglinda dreaptă. Hai să trecem pe partea asta. Și în oglinda dreaptă, pe bug-ul ăsta ce-mi face ca oglinda mea să fie negră. Bun, oh, am ajuns la 90. Vă dăm pașa asta direct să fie mai liniștit. Ia să vedem ceva pe partea asta, nu vine, ne băgăm și noi pe prima bandă. Ia să vedem, are pilot automat, chiar sunt curios. Se menține? Da, bă, se menține, bun. Avem și pilot automat, aer condiționat n-avem, dar avem aer băgat cu forța dacă s-ar deschide și geamul. Hai, nene, mă lași. Ok, am trecut, m-am încadrat, perfect, fără probleme. Aușfart. Nu știu de ce, de la modul ăsta îmi tremură foarte, foarte tare volanul. Vibrează, de fapt. Genul ăsta de martor, cum vedeți voi aici, în dreapta, ceasul respectiv, îmi aduce aminte de Dacia. Așa, în genul ăsta avea și Dacia, parcă, din ce mi-aduc aminte, cu tot felul de indicatoare despre combustibil, baterie, apă, ulei, temperatura la ulei, temperatura la apă, opa. Da, mă uitam în altă parte. E un camion destul de ok, zic eu.
Și mi se pare destul de ok și faptul că te rogi de el la drum. Nu accelerează imediat. Adică, bine, nici nu pot să compar un roman cu o Scania. Însă parcă simți altcumva jocul când stai, te rogi așa de el. Uite, de exemplu, acum sunt pedala de la volan, mă rog, setul de pedale, cu accelerația călcată la blană și de-abia accelerează. Cred că am să-i dau pe 4. Nu mă întrebați cum am ajuns cu el din România până în Germania, pentru că nici eu nu știu. A fost un drum foarte greu, anevoios, bine că nu mai ninge. Radar control. După ce cad abia târâi eu de ăsta, mai trebuie să mai pun și frână la radar. Dar în ce am văzut, jocul te lasă să treci cu un 85-87 prin radar și să nu ți-ai amendă. Și chestia asta pot să o spun cu mâna pe inimă, pentru că am încercat-o. Ok, avem 90, o dăm pe 6. Nenea, ești tare nehotărât. Opa, cu ochii la tine intru eu în bălării. Ia să-l mai rimerăm de afară. Parcă pică bine cu remorca asta așa. Chiar am căutat, am tot căutat, bă, hai să găsesc niște tipuri de remorci, un tip de remorcă specific perioadei respective, dar nu, nu știu, ori n-am acordat destul, n-am alocat destul de mult timp, ori, nu știu, nu există. La mine tare greu să cred că nu există asemenea remorci. Bun, stai acolo, l-am lovit, m-a lovit de fapt. Nu puteam să ratez prima mea depășire cu romanul. Deci dacă puneam frână acolo, o mai luau vreo două secole. Mai luau vreo două secole până îl depășeam pe ăla. Ok, hai că trec pe prima bandă, că văd că stă băiatul în spatele meu. Avem aici locoil, cea mai proastă benzină. Și nu numai benzină, și motorină și tot felul de combustibili cu care se deglacare, de fapt, tot felul de combustibil cu care poți alimenta o mașină. Ceva nu-i bine, pierdem viteză. Haide, mai am 100 de kilometri, nu mă lăsa la greu, haide. Bă, sunt curios. Eu ce claxon de Dacia are, ești nebun? Ok, crește viteza, avem 85, țineți-vă bine, 86, 87, 88. 89. Pa, că i-am dat-o pe a 6-a. Era să zic că i-am dat-o pe a 9-a.
Acum mi-am dat a 6, acum scade viteza, nu-i bine. Sincer, chiar sunt curios cum oare cum era pe timpuri să fii camionagiu pe așa ceva. Chiar eram curios să stai toată ziua cu mâinile în motor. Din ce știu, parcă înainte să le pornească trebuia să facă iarna. Aici mă refer din punct de vedere al timpului rece. Când dădeau înghețurile, trebuiau să, șoferii trebuia să facă focul sub camioane ca să poată să pornească. Opa. Opa. Ah! Wow, ce era să-l șterg pe ăsta. Vine, dar hai că până mă bag eu. Ok, am trecut cu asta cu emoții, dar tot rău spre bine. Oh, m-a depășit băiatul. Oricât aș dat-o pe el, oricât l-aș tura, tot bătrânește să mișcăm. Nici nu mă gândesc să intru în depășire pe aici, că sunt victimă. Hai să dăm repede pe a doua și să intrăm din mers. Perfect. Acum sper să nu dau de semafoare. Avem până acum un sens giratoriu. Și trebuie să opresc exact ce nu vroiam. Stai colegul acolo. Așa, mersi. Bun, și după semafor, după sensul girator avem semaforul.
o altă treabă minunată. Eu zic să bag în viteză după acum și să-i dau după aia, că până plec eu să mai face iarăși rost încă o dată. Haide, tata, haide. Stânga liber. Dreapta mergem noi. Eram sigur. Ok, se face verde. Hai să vedem. Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Asta e, tata, am plecat. Ocolim și noi groapa de canal. Ok, parcăm și noi așa, că dacă n-am mai parcat, mie că mai durează încă o dată. Ia să vedem. Oh, am trecut. Perfect. Tragem frâna de mână, oprim troaca, o admirăm puțin. Oh, ce strâmb am parcat, dar nu-i nimic. Bun, cam asta a fost episodul de astăzi. Sper să mai urmeze și altele destul de curând. Și ce să vă mai zic? Să ne auzim cu bine în episodul următor. Vă mulțumesc pentru vizionare, salut și numai bine!